De astăzi, aleșii din Senat și Camera Deputaților s-au întors la muncă într-o nouă sesiune parlamentară. Una dintre principalele priorități pentru coaliția de la putere este legea pensiilor, care, potrivit calendarului PSD, ar urma să fie adoptată până luna decembrie. Publicată 9 august pe site-ul Ministerului Muncii, legea se află momentan în dezbatere publică. Legea offshore intră și ea din nou în dezbatere în Parlament, după ce a fost trimisă spre reexaminare de președintele Klaus Iohannis. În schimb, legea pentru lobby ar urma să fie adoptată în luna octombrie prin ordonanță de urgență. O altă prioritate până în decembrie 2018 este legea de înființare a Autorității Naționale de Interceptări, care urmărește eliminarea din justiție și politică a serviciilor și a ofițerilor de informații. Aleșii au pe agenda în această toamnă și alte modificări legislative rămase restante din ultima sesiune a Parlamentului și care vizează limitarea sumelor pe care recuperatorii le-au deluat de la datornici, acordarea de ajutoare de la stat pentru plata ratelor polițiștilor și militarilor, pierderea caracterului de titlu executoriu pentru contractele de credit și leasing, eliminarea plății majorate a contribuțiilor pentru salariații part-time, introducerea asigurării voluntare de sănătate și interzicerea folosirii radarelor în mașini neinscripționate. În schimb, PNL își propune înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind violențele din 10 august, dar și a unei comisii de anchetă privind pesta porcină africană. USR urmează ca în perioada următoare să introducă în Parlament și inițiativa fără penal în funcții publice, iar PMP vrea o revenire la alegerea primarilor în două tururi de scrutin.